Good evening, thank you for attending this press conference on behalf of IBSA, the International Blind Sports Federation. I would like to thank the press, all of you, for covering these championships here in Bacau this week. Very important championships for IBSA, because, as I said earlier, for the very first time, we have been able to organise Division 2 European Championships, with the top two teams qualifying for our Division 1 European Championships in Berlin in August. I would like to thank the local authorities, Bacau City Council and Bacau County Council, for all their support. We are very grateful to the Romanian National Paralympic Committee for wanting to host, to hold this organisation. And we're very grateful to our hosts for providing the excellent facilities to enable the players to showcase their skills. We have been very impressed with the standard of play we have seen this week from some new teams. Some teams who were playing in a competition, an official, a fully official IBSA competition for the very first time. Thank you. Do you have any questions? Yes. Traduci, poți să-i spun și în engleză, dar e bine să păstrăm regulă. Aș dori să vă întreb pe... Mayor and Sorin should say something before we move on to questions? After, ok. Aș dori să-l întreb pe domnul Sturton ce se întâmplă după evenimentul de la noi de la Bacău. Mă refer la tragerea la sorți a grupelor pentru August, pentru Berlin. Deci care e următorul pas cu România în pole position acum în La Bacău. For you, David, what is the next step, considering that we have the two qualified teams for the championship, regarding the draw? What happens next, right after this tournament that was held here in Bacău? In the coming weeks, at the end of May, at the German Cup final, the draw for the IBSA European Championships will take place. Romania and Georgia are in the draw, along with the other eight teams, and they will be part of the 10-team tournament in Berlin at the end of August. That tournament in Berlin is a qualifier for the IBSA Blind Football World Championships in Madrid next summer, summer 2018. E un start, e primul pas și la noi pentru capitala europeană a sportului? Da, putem să considerăm că e începutul oficial al orașului european al sportului, al Bacăului. Și ceea ce pot să vă spun, o spun din inimă, mă bucur enorm de mult că avem o echipă de fotbal a României care a ajuns să ne reprezinte în Europa. Cred că e un mare lucru pentru noi. Cu siguranță, domnul profesor vă poate spune și ceea ce mi-a zis și mie, că suntem singura echipă de fotbal pe care o are România calificată la un turneu final în acest an. Dincolo de acest aspect, eu cred că e un mare, mare eveniment pentru Bacău și e un mare lucru pentru ceea ce s-a întâmplat în România. Pentru că s-a întâmplat în România, este ceva deosebit, dedicația pe care au acești oameni, munca pe care o depun ei, tehnicienii, echipele lor, antrenorii, și e foarte frumos ceea ce s-a întâmplat. Cred că toți ați vibrat la acest eveniment. Vreau să mulțumesc foarte mult IBSA, mulțumesc pentru susținerea, pentru că fără dumneavoastră nu s-ar fi desfășurat acest turneu în România. Mulțumesc foarte mult organizatorilor din Bacău și mulțumesc foarte mult echipei României care a câștigat acest turneu. Cred că e un început bun, un pas înainte. Și cred că fiecare dintre noi am urmărit la aceste meciuri dedicația tuturor echipelor, efortul pe care l-au depus și faptul că au demonstrat că omul nu are limite și poate să facă aproape orice.
E o lecție de viață. E o lecție de viață, chiar a fost o lecție de viață. Discutam cu domnul viceprimar și colegii din echipa mea că pe lângă urale de aplauze și bucuria pe care am simțit-o din cauza României, au curs și câteva lacrimi de emoție pentru ceea ce am văzut și efortul pe care l-a depus absolut toată echipa. Pentru domnul Lepădată sau colegii mei, dacă pot să întreb, pentru domnul antrenor al echipei naționale, aș vrea să-mi spuneți, domnul Sorin Lepădată, ce formulă de joc ați adoptat astăzi? 4, știți cum să discutăm? Bună seara, în primul rând, vreau să-mi scuzați vocea. Nici o problemă, de desubtul ce mă interesează și efortul dumneavoastră. Sigur, George am întâlnit-o și în grupă, înainte să ajungem la această finală, unde am fost dezamăgitor 5-0. Noi poate am început în grupe mult mai încrezători, având un ascendent asupra Georgiei. Anul trecut am învins Georgia de 2 ori. Poate am luat un pic de sus. Am încercat joc cu un fundaș, două vârfuri și un mijlocaș, să-i surprindem, dar ne-au surprins ei. Au fost și 3 greșeli de apărare, care au constat în 3 penaltiuri. În schimb, pentru finală s-a schimbat tactica. Am jucat cu 2 fundași, un centru și un vârf, autentici toți. Veți păstra această formulă de joc și pentru campionatul european din Berlin? E greu de zis. E foarte greu de zis. Un secret al dumneavoastră. Nu, de ce vă zic? Noi jucăm fotbal de 4 ani. Mulțumim lui IPSA și al FIFA-i. Au avut un proiect de implementare a fotbalului în țările care nu aveau echipă națională. Deci nu existăm decât de 4 ani. La Berlin ne vom întâlni cu echipe care deja au 15 și 20 de ani experiență. Doar o mică comparație, Turcia în momentul de față are 35 de echipe de fotbal de nevăzători. 35. În România nu există decât 3. 3 avem atât? 3. Bun, atât am putut face 4 ani. V-am zis, Turcia se joacă de 20 de ani fotbal. Și dacă ne uităm un pic în urmă, Grecia, echipa care a luat locul 3 la acest campionat, a fost vicecampioană europeană și locul 4 la campionatul mondial de fotbal. Deci sunt echipe care au mai mulți ani de când au început acest sport și vor lipsi la festivalul din august de la Berlin. Vă doresc succes. Mulțumesc. România. Mulțumim. Mulțumim. Și vreau să apreciez prezența mass mediei, care pot să zic că ne faceți un mare bine popularizând acest sport, care eu sunt convins în cel mai scurt timp va deveni și la nevăzător sportul rece. Domnule profesor, aveți în vedere și o participare la Jocurile Paralimpice? Și dacă da, care sunt pașii de urmat? Deci e o întrebare foarte dificilă, care răspunsul pot să vi-l zic clar. Nu vom participa, dar vom face tot posibilul să venim în primele 8 echipe la Berlin. De ce zic primele 8? Că primele 8 vor fi automat calificate pentru următorul campionat european. Da. Deci să nu mai jucăm aceste turnee de calificare. Și eu sper că în 4 ani să avem o echipă tânără, solidă, care să joace un fotbal frumos și de ce nu, la următoarea olimpiadă după Tokyo, poate ne vom vedea. Din ce ați văzut dumneavoastră prin țară, așa, sunt speranțe să mai găsiți și alți jucători? Sigur că da. Deci eu, ca reprezentant al Comitetului Paralimpic Român, ca vicepreședinte și responsabil cu activitățile sportive la Asociația Nevăzătorilor din România, pot spune că cele 7 școli de nevăzători ale noastre pot produce oricând tineri sportivi. Nu mai este descoperit, să le vedem talentul. Poate unii vor să joace șah, nu toți trebuie să joace fotbal. Nu au aceleași abilități. Poate vor judo sau un not. Trebuie să-i descoperim, să facem niște trialuri, să-i vedem. O să avem, eu sper, o colaborare foarte bună cu Federația Română de Fotbal, care acum 2 luni am făcut ofertă de parteneriat între Asociația Nevăzătorilor, Comitetul Paralimpic și Federația Română de Fotbal. Ați văzut echipamentele, că nu ne-am diferit de echipa mare a României. Trofeele ne-au ajutat și cupele, tot din partea domnului Burleanu. E de apreciat, inclusiv aseară domnul Burleanu a dat un mesaj audio jucătorilor echipei că avem susținerea maximă a federației. Să înțeleg că există un program de scouting pentru... Sigur va începe. Va începe. Există un proiect.
Momentan nu, v-am zis, relația cu federația a început acum 2 ani, acum 2 luni, pardon, 2 luni, dar sigur că mă voi întoarce la București. Sigur, voi avea o întâlnire poate cu domnul Gurean, dacă cu domnul Șari, care este șeful departamentului dezvoltare și probleme sociale, și sigur vom găsi o variantă de a îmbunătăți lotul, de a-l crește valoare. Probabil și rezultatul de aici, de la Bacău. Sigur, știți cum e. Locul întâi, întotdeauna se deschide ușile la locul întâi. Și eu sper să nu dezamăgim nici în Germania. Eu zic în primele 8, sper să ajute. Vă doresc succes. Mulțumim mult. Pentru domnul Mihai Rusu. Domnul Mihai Rusu, vreau două întrebări scurte, dacă puteți să-mi răspundeți. Cât ați dormit în 5 zile? Și doi, dacă mâine ar fi să organizați împreună cu partenerii dumneavoastră, domnul primar aici, Consiliul Județean, un alt eveniment de astfel gen, ați mai fi capabil? În primul rând, trebuie să vă întreb ce este acela somn. Nu știu. Doi, absolut. Absolut. Pentru noi la Tinti a fost o experiență unică, inedită, prima de acest gen. Am mai avut contact cu fotbalul pentru nevăzători, când am avut echipa Turciei în cantonament la noi, înainte de Olimpiada de la Rio. Dar să fim gazda unui astfel de eveniment și să ne bucurăm de susținerea și ajutorul din partea autorităților locale, din partea Comitetului Național Paralimpic, care au fost alături de noi și mulțumesc domnului Sorin Lăpădatu, ne-a ajutat. De asemenea, IPSA ne-a fost ghizi într-un astfel de eveniment. Este un eveniment unic în România și sperăm că este primul de acest gen. Noi la TNT, când am văzut pentru prima dată fotbalul pentru nevăzători, am fost mișcați. Ne-a plăcut, am fost impresionați. Ați văzut și astăzi dumneavoastră de ce sunt capabili acești jucători, ce determinare arată, ce joc strâns am avut. Și în acest sens vom face eforturi să dezvoltăm, să promovăm acest sport. Mulțumesc presiei, este astăzi aici. Aduce la conștiință mai multor persoane că acest joc există, avem o echipă extraordinară și au arătat determinare și un potențial fantastic. Mr. Stelter, do you think Romania have a good team for Paralympic Games? I think Romania has improved tremendously since they started playing internationally. It's a young team. A young team in terms of the number of years they have been playing, the number of... Can you repeat? Because... Romania is a new team on the international blind football scene. They have been playing blind football internationally for a very short period of time. Some teams have been playing for over 20 years now. Romania has been playing for 3 or 4 years. I have noticed, I have seen how the team has progressed and has improved, and I was very impressed with the performance of all the players, the fitness level, the technique, the skills which they showed here during the tournament. The team has a long way to go. There are many strong teams in Europe. There are many strong teams worldwide. Brazil is the strongest team right now. But of course, Romania has the potential to do well in Berlin in August, perhaps to qualify for Madrid, and then we will take it from there. We, from IPSA, will continue to support Romania in its efforts to grow and to develop blind football here in the country. In short time, of course. Yes. Thanks. Thank you. I beg your pardon, Mr. David Sisson, you are from Scotland. I am, yes. How many people are together on a football team, a blind soccer, in Scotland? Scotland has no blind football. Haven't. No. No. Why? But all over Europe, you it's see. A small country. Okay. I live in Spain, in Madrid. Yes. I am based in Spain, in Madrid.
And in Spain they have 8 or 9 teams. Yes. In France they have 6 or 7 teams. In Germany 8 or 9. In England, in United Kingdom, 3 or 4. In Turkey, around 30 or 40, yes. In Russia, they have many teams also. So Romania, in terms of the number of players and the number of teams, is one of the smaller countries. But, as I said, it's a country with huge potential to recruit new players, to work with the group of players they have now, bring in some new players and some more players, and to be a force to be reckoned with in blind football in the future. Yes, but I ask you for the supporter. How many supporters you have seen all over the Europe on a team, on a football team like this, on a football match like this? At the competitions, at our competitions. Yes. It depends on the level of competition. At our European Championships in Berlin, we are hoping to have between 3,000 and 4,000 people at each game. At once, at a time. For fans, each game, yes. Fans of Fans, supporters of both teams and neutral fans, yes. I hope Romania will have also this now. Of course, and I wish Romania all the very best in Berlin. Thank you very much. Thank you.